să mai mă și laude. Da. Păi, acum știi că... N-are încotro acum, că e al doilea oraș în județul Timiș, în mâna PSD-ului. În mâna PSD-ului, că celelalte, hai că șebelul, domnul tot Petre Roman, cam puțin PSD-și la orașe. Dar oricum, Lugoșul e bine, deci ca imagine, PSD-ul chiar că a spălat, să spunem, toată jena că nu există vreun primar de oraș în Timiș, mai e Recașul, dar bun, acum mai mici, dar Lugoșul trebuia. Bun, cât de greu a fost? Spuneți-ne câteva cuvinte, mă gândesc că ați dormit ceva astăzi, v-ați mai odihnit, ați putut să... puteți mai la rece așa să analizați puțin succesul. Puțin așa, vreo 2-3 ore, da. Se doarme cam puțin la PSD de alegeri. Ei, asta este situația, ce să facem? Cum a fost lupta? Cum a fost lupta cu contracandidatul? A fost o campanie curată, ok, o dezbatere de proiecte, de idei sau au fost și murdării? Păi, cred că ați văzut cel mai bine că păcate, unii nu știu să facă campanie electorală, e când sunt în campanie electorală, consideră că ar trebui să fie cu dedicări și cu circ și cu scandal, dar nu m-a interesat acest lucru, atât eu cât și colegii mei aveți pe o linie clară, o strategie a campaniei noastre, fost cea de a merge pe pozitiv, de a prezenta ce am făcut și din punctul de vedere a președintelui Consiliului Județean, le-a prezentat și experiența administrativă acumulată pe parcursul anilor și, bineînțeles, ceea ce vrem să facem pentru comunitatea lucrătană. Bun, care credeți că a fost adversarul care chiar v-a jenat așa la obținerea victoriei? Domnul Buciu sau domnul... stai că l-am uitat cum îl cheamă, domnul doctor... Dar nu cred că e vorba de un adversar neapărat care m-a jenat. Fiecare a plecat cu șansa lui. Eu mă bucur că, în primul rând, oamenii au ieșit la vot. Pentru asta le mulțumesc. Le mulțumesc și celor care m-au votat și celor care nu m-au votat. Așa mă ambiționează în plus ca să le demonstrez că merităm votul lor. Și eu cred că, până la urmă, ce a fost munca și susținerea proiectelor pe care noi dorim să le facem pentru comunitatea lucrăzeană asta, pentru că mai mult pușchicanele și alte cele contra candidaților. Aveți și majoritate în Consiliu? Cum sunt rezultatele? Nu avem de păcate. La momentul ăsta, din cei 19 consilii locali, configurația arată cam așa, PSD 7 consilieri, PNL 5, da, USR, Alianța, Forța Dreptei 4, da, AUR 2 și un independent. Cu cine veți bate palma? V-ați gândit așa? Aveți de gând cu SR-ul, cu PNL-ul, cu cine? Cu AUR-ul, cu cine trebuie să... La 19 trebuie să faceți 10, nu? 3 vă treabă. Exact așa este. Pentru majoritatea timpului și pentru numirea viceprimarului, dar ce vreau să spun că deocamdată mai avem timp de a face astfel de analize. Pentru că, până la urmă, mandatul se preia în octombrie. Eu am înțeles, dar acum știți cum e, deja aveți și noastră cât de cât o idee despre cu cine merită și cu cine nu merită. Bun, dar acum în contextul Alianței Naționale PNL-PSD ar fi natural să îi aveți aliați pe cei de la PNL, nu? Multe lucruri ar fi naturale, dar nu neapărat sunt obligatorii. Am înțeles.